Bună ziua! La evenimentul de astăzi participă doamna Maia Sandu, președinte Republicii Moldova, doamna ministru sănătății Alla Minerenko. Stimați invitați, reprezentanța mass media, dragi colegi, astăzi este o zi specială pentru instituția noastră, ziua inaugurării secției de anestezie terapie intensivă și cabinetelor de radiologie digitală și tomografie computerizată după reconstrucția și reparația capitală în cadrul proiectului Băncii Mondiale răspuns de urgență la COVID-19, implementat și finalizat cu succes de către fondator Ministerul Sănătății Republicii Moldova. Secția anestezie terapie intensivă este amplasată la parter, locul chirurgical și dispune la moment de 8 paturi funcționale, dotată cu aparataj medical performant de ultima generație, precum aparate de ventilație pulmonară, sistem centralizat de oxigen și aer medical, sisteme de monitorizare continuă a funcțiilor vitale, aparate electroencefalografie cu monitorizarea somnului fiziologic și somnului anesteziologic și monitorizarea unor stări patologice a sistemului nervos central. Aparate ecografice cardiac, Doppler, abdominal, injectomate și multe altele accesorii care sunt necesare pentru activitatea în secția ATI. Da, apropo, și suntem dotați cu 4 mașini de anestezie noi, care s-au plasat în 4 sări de operație, sunt funcționale și colegii pot să vă dea mai multe informații cum ele funcționează. Deci, pot să spun așa că în secția de anestezie terapie intensivă vor fi internați pacienți în stări critice, cu diferite patologii neurologice, pulmonare, cardiace, pacienți politraumatizați care vor beneficia de asistență medicală de urgență de înaltă calitate. Secția, cabinetul de radiologie digitală este dotat cu aparat Helios și cabinetul de tomografie computerizată este dotat cu tomograf computer General Electric cu o capacitate optimă 64 de slicer și capacitate maximă de 128 de slicer, de care vor beneficia toți pacienții internați în instituția noastră. Da, vreau să menționez faptul că avem și un aparat de telemedicină Parsis, care face parte din proiectul centrului primar de accidente vasculare cerebrale. Și în final vreau să aduc sincere mulțumiri Ministerului Sănătății prin implementarea și finalizarea cu succes a acestui proiect și cel mai important este, cred că, susținerea în toate și rezolvarea tuturor problemelor care au apărut pe parcurs și suntem în așteptarea în implementarea și a altor proiecte de care în final vor beneficia populația, atât populația din raionul Iedneț, cât și populația din raioanele învecinate. Vă mulțumesc mult și respect administrația instituției de consultare publice a raionului Iedneț. Și acum permiteți să ofer cuvântul doamnei ministru sănătății, Alla Minerenko. Bună ziua, doamnă președinte, domn director, stimați colegi, stimați reprezentanți mass media și dragi cetățeni, eu sunt foarte bucuroasă să mă aflu astăzi și dacă vă aduceți aminte exact la un an de când am fost ultima dată aici în august și am avut o discuție destul de așa prietenoasă, să zicem, în care am trasat directivele noastre de dezvoltare și eu vreau să vă felicit cu ziua de astăzi, fiindcă de fapt de astăzi Spitalul Raional Iedineț se ridică la un complet alt nou nivel de dezvoltare, devenind într-adevăr un spital performant, începând să devină un spital performant, un spital care va acoperi necesitățile nu doar cetățenilor care locuiesc în raionul Iedineț, dar va prelua și foarte mulți pacienți din raioanele adiacente,
aceasta înseamnă deja un statut subregional și aceasta înseamnă o mai mare presiune pe dumneavoastră ca lucrători medicali ca să creșteți continuu, să vă dezvoltați profesional, iar noi la Ministerul Sănătății o să facem tot posibilul ca să atingem acest scop. Deci, după cum a spus domnul director, astăzi sunt deschise, inaugurate și încep activitatea câteva centre destul de importante care vor acoperi partea Nordului și vor crea importanță acestui spital raional. Primul este deci, centrul primar de accidente cerebrovasculare și cel mai important lucru care este în acest centru este acest tomograf computerizat la care, sincer să vă spun, probabil niciun spital din Chișinău mai mare nu îl visa să-l aibă. Iar acum am ajuns să avem și în spitalele raionale, iar acest tomograf nu va acoperi doar necesitățile pacientului cu AVC, salvându-i viața, oferindu-i o șansă la o viață calitativă ulterior, dar va putea să vă ajute în diagnosticarea oricăror altor situații, maladii. Astfel ne așteptăm să existe și o presiune mare de descoperire, de detectare a noastră a noilor maladii. Aceasta va fi viitorul, va pune presiune pe noi ca să descoperim și alte soluții, să creăm alte soluții în Republica Moldova de tratament. Deci, de asemenea, aveți un ultrasonograf destul de contemporan, atât pentru probleme cardiace cât și după. Electroencefalografie, electrocardiografie, aveți un pat medical stroke, care de fapt este ceva extraordinar de modern și până acum niciun spital din Republica Moldova nu avea așa paturi, care poate în principiu să dirigeze și cu tratamentul și să vă ajute în ajustarea dozelor de tratament și monitorizarea pacienților. De asemenea, echipamentul pentru telestroke CARP și acest card care permite să fiți incluși în sistemul de medicină, doar acest card are un cost de 710.000 de lei, iar atunci când nu veți avea aici pe loc în gardă un anumit doctor, deci anume prin acest sistem pot fi incluși colegii din Chișinău ca să vă ajute în diagnostic și în aprecierea tratamentului, astfel ca să descurcați aici la Ungheni cu acele forțe proprii, deoarece cunoaștem că nu putem să acoperim toate 7 zile în săptămână și 24 de ore cu medici așa spitale. Deci totodată astăzi o să inaugurăm și un aparat de radiografie digitală. El face parte din procurarea pentru întreg sistemul medical a 14 aparate de acest gen, care este destul de performant, cu un cost de 3,6 milioane de lei. Și secția în care ne aflăm, de fapt secția de terapie intensivă și anestezie, care este una foarte modernă și toate lucrările de reparație au avut un cost de 17 milioane de lei pe care le-am acoperit din acest proiect al Băncii Mondiale care era aplicat în legătură cu situația pandemică, iar echipamentele care le aveți au un cost suplimentar pe care le-am putut asigura și oferi spitalului din legătura noastră foarte prietenoasă cu toți partenerii de dezvoltare și aveți echipamente donate, noi absolut, procurate de către parteneri internaționali și ambasade. Și în afară de aceasta, deci pe parcursul doar a perioadei de când sunteți în subordinea Ministerului Sănătății, ați mai fost asigurați cu ambulanță de tip A pentru ca să transferați pacienții între spitale, un generator electric, stații de producere a oxigenului, 54 de paturi medicale pentru secția de pediatrie și boli infecțioase, aparate pentru anestezie, inclusiv monitoare, incubatoare pentru nou-născuți, radiografie digitală intraoperatorii care va permite realizarea operațiilor cu aspect traumatologic, ultrasonografie, analizator pentru aprecierea echilibrului acido-bazic, mese de operație, LED pentru săli de operații, brancarde moderne, troleuri de resuscitare, defibrilatoare, echipamente pentru screening audiologic neonatal. Deci, eu vreau să subliniez că, per general, spitalul dumneavoastră a beneficiat și aici nu am inclus absolut nimic din perioada pandemică. Deci doar pe parcursul ultimilor 2 ani și jumătate, deci dumneavoastră ați beneficiat de investiții majore în reparații și în echipament în sumă de 46 de milioane de lei. Acum continuă reparația secției de pediatrie și vom susține întru tot reparații
în așa secții în toată țara, deoarece generația viitoare este foarte importantă pentru noi, să avem copii sănătoși în primul rând, iar în 2 ani și jumătate, deci 22, un an în care a fost declanșat războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei alături, anul 2, și mai aveam încă și trena pandemiei, o purtam în 22, anul 23 și jumătate de an actual, 24, în tot sistemul medical, și aceștia sunt bani care nu fac parte din sursele fondului de asigurări medicale, deci doar investiții majore în toate instituțiile medicale din țară, au fost investite 3 miliarde de lei. Deci vreau să subliniez pentru cetățeni că toate aceste servicii, absolut, care sunt oferite în spitalele și centrele de sănătate primară din țară, sunt gratuite pentru persoanele care sunt cetățenii Republicii Moldova, astfel ei să cunoască acest lucru. Deci, orice tomografie, operație, prim ajutor, Doppler, investigații, absolut totul este gratuit la nivel de medicină primară, la nivel de medicină spitalicească sau specializată, pentru persoanele care dețin asigurarea obligatorie de asistență medicală. Totodată vreau să distrug miturile care sunt transmise, în special aici, în nordul Moldovei, despre închiderea spitalelor. Noi nu închidem spitale, noi investim în spitale mai mult decât atât. Dumneavoastră cunoașteți că sunt în proces de finalizare a pregătirii tuturor documentelor pentru ca să începem construcția a 2 nouă spitale regionale mari și importante în Bălți, de care veți beneficia și dumneavoastră aici în nordul țării și în sudul țării. Eu mai puțin am utilizat aceste evenimente pentru ca să mulțumesc personal doamnei președinte pentru deschiderea care ne-ați oferit-o mergând în afara țării și creând o imagine serioasă a Republicii Moldova, care de fapt a venit cu un impact foarte pozitiv pentru noi, pentru sistemul de sănătate, deoarece relațiile cu partenerii noștri au devenit mult mai ușoare. Astfel am putut să obținem ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi, să obținem pentru cetățenii noștri. Și aceasta înseamnă ajustarea serviciilor noastre la standarde naționale și europene și noi vom demonstra care este standardul în Uniunea Europeană spre care noi tindem, deoarece începem să le aducem acasă, astfel ca cetățenii noștri să beneficieze. Eu vă felicit, vă doresc succese mari în activitatea dumneavoastră profesională, sănătate, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor pacienți care vin și vă încredințează inclusiv viața în mâna dumneavoastră și noi vă promitem că Ministerul Sănătății rămâne abonat la acest deziderat de modernizare a serviciilor medicale, deoarece avem a moderniza încă foarte mult înainte, aceasta nu este tot și vom continua exact cu același elan, deoarece este foarte frumos să faci lucruri bune, cu impact major, atât pentru cetățeni, cât și pentru colectivele medicale. Vă mulțumesc! Și acum ofer cuvântul doamnei președinte, Maia Sandu. Mulțumesc! Bună ziua! Mă bucur să revin la eveniment și mă bucur să revin cu această ocazie în care să vedem și realizări, nu doar să discutăm despre probleme și vom continua să discutăm despre probleme, dar e important să putem demonstra și rezultate. Doamna ministră a vorbit aici despre sume importante și asta demonstrează că sănătatea moldovenilor este o prioritate pentru noi. 3 miliarde de lei investiții în modernizarea spitalelor este o sumă semnificativă. Dacă o comparați cu experiențele din deceniile precedente, nu o să găsiți o perioadă în care s-a investit atât de mult. Da, e nevoie de mai multe investiții și aici lucrăm ca să mobilizăm și resurse interne și să mobilizăm resurse externe și este adevărat de fiecare dată atunci când vorbesc cu partenerii noștri externi că sunt și cetățeni care întreabă da, de ce trebuie atâta să vorbim cu partenerii externi. Le spun că sănătatea este o prioritate și că e nevoie să primim mai multe asistență ca să putem să modernizăm spitalele noastre mai repede, să compensăm pentru lipsa de investiții din ultimele decenii. Facem aceste investiții și aici, la dumneavoastră, facem investiții în toată țara. Am mers în mai multe spitale în care s-au deschis centre ADC, în care s-au reparat capital
aceste secții de terapie intensivă și procurări de echipamente, echipamente scumpe, moderne, pentru că astea ne ajută să salvăm viața cetățenilor și vom continua cu aceste eforturi. Facem investiții și în alte domenii, aici la dumneavoastră, în raion. Avem astăzi în derulare 20 de proiecte finanțate din programul Satul European în valoare de peste 50 de milioane de lei, pentru că vrem ca oamenii noștri să aibă acces la apă, la sistem de canalizare, să aibă străzi iluminate și drumuri reparate în fiecare localitate, pentru că vrem ca oamenii noștri să rămână acasă, să se simtă bine aici și, evident, facem aceste investiții. Avem trei proiecte mari care se derulează din contul programului de dezvoltare regională în sumă de 100 de milioane de lei, în special pentru orașul Jedinec, dar și pentru Cucin. Și o să continuăm în același ritm și avem șansa ca să continuăm cu o viteză mai mare și cu investiții mai mari. 3 miliarde în 2 ani este mult. Imaginați-vă cum ar fi arătat acest spital și alte spitale dacă în loc de 3 miliarde de lei investiția era de 6 miliarde sau de 9 miliarde de lei. Acest lucru este real dacă vom fi uniți și dacă vom înțelege că șansa de dezvoltare a țării noastre este integrarea europeană și acest lucru îl putem vedea în exemple concrete în țările care deja au devenit state membre ale Uniunii Europene, să vedem cum arată acolo spitalele, să vedem cum arată acolo salariile personalului medical și această oportunitate este una reală, depinde de noi. Statele membre ale Uniunii Europene au spus toate că e deschisă ușa pentru Republica Moldova. Acum depinde de Republica Moldova, de moldoveni, să ia o decizie. Avem nevoie de claritate. Această decizie din toamnă ne privește absolut pe toți, pentru că de ea depinde cum vor arăta spitalele noastre peste 5 ani, de ea depinde cum vor arăta salariile dumneavoastră, dar de ea depinde și de cât de sigură va fi Republica Moldova și pentru noi pacea este o prioritate și Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace. De această decizie va depinde cum vor arăta drumurile noastre, cum vor arăta școlile, grădinițele și, în general, încrederea cetățenilor Republicii Moldova într-un viitor prosper aici acasă. Așa că felicitări pentru ce ați realizat. Sperăm foarte mult ca aceste îmbunătățiri să vă ajute să salvați mai multe vieți, să ajutați oamenii să fie sănătoși. Ne dorim o societate cu oameni sănătoși și educați. Asta este cel mai important lucru. Și, așa cum spuneam, de acum încolo lucrurile depind doar de noi și am încredere că noi cu toții vom alege ce este bine pentru Republica Moldova. Pacea, bunăstarea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna președinte, și acum vă invit domnul ministru la postul în secție terapie intensivă și în cabinetul de compensare. Stimați colegi, ne așteptați la ieșire, facem o poză, poate analizare vizită. Vă rog, colegii din ATI. Atenție, vă rog. Da. Mulțumim. O zi bună. Spor la orice. Deci la 1. Stai, treci să-mi doar un salut.
Trebuie să le arătați inclusiv celor care strigau foarte tare atunci când spuneam că e în subordinea ministerului. Iată, pentru aceștia trebuie arătate pozele, cum a fost până și cum este acum. Da, sunt poze. Să ne transmiteți, chiar să le punem acum, că nu o să facem asta. Sute de publicații, da, chiar vreau să permiteți cineva ca istoric la cineva să-l păstrat. Dar să-mi dați mie pe domnul mai proastic, că astăzi când facem publicația, să vadă oamenii comparații. Și s-au respectat toate condițiile internaționale cu acces în jurul pacientului, etc., etc. Deci asta e o zonă de tratament. Mergem la zona 2 de tratament. Deci toate aparatajele medicale care sunt în orașul Domnului Mitru. Deci tot se face la patru pacienturi. Examinarele, concluzii, etc. Și propuse pe care a protocolul. Instruit faceți? Da, da. Da. Deci acum s-ar fi, eu știți că ce-am făcut o ție, domnul ministru Pren, făceam o șipă în ușurează viața cumva. Dozarea e foarte importantă. De fapt, de kilograme ai pacientului. Calculează, da. Precizie. Da. Deci așa e efectul de tratament. Deci asta este aparatul de dimensiune, care iar va încura viața doctorului în caz de lipsă de medic sau de alte considerente, legătură cu instrumentul de chirurgie. Un pic găsim pe aici seara sau în zile de weekend. Și atunci, dacă aici, chiar dacă este echipa, dar are o întrebare sau ceva, imediat să pot conecta prin acest timp și prin acest răspunsul meu. Sau, de exemplu, din echipa locală sunt toți și dar lipsește la gata, de exemplu, neurologul. Sau nu este la altul. Și atunci ei pot să... Și mobil la orice parte. Și iată, el este mobil, adică sistemul ăsta de telecare, ei pot să-l ducă și la secție de reanimare și pot să-l ducă la orice care face el, critic, ca să consulte opinia asta de aici. Asta ne-a ajutat elvețienii. Vorbim foarte rapid, eu cred că noi am obținut și lucrare și tot să ne ajutăm. Noi așa, și noi am bravo. Fiindcă, da, am văzut că în spitale mai lipsesc medici, ei sunt, dar nu pot să fac gărzi permanent. Am vedet cum putem urmă să suplim. Și acum ajungem în zona administrativă secției, ce să vă zona de odihnă, da. Da, și zona ta, e tot ceva important în față, vă rog, în biroul medicilor. Deci, camere, inclusiv secționează online cu pacienții. Dar aici au acces la toate monitoarele și deci, monitorizare continuă care doctorul permanent vede statutul funcțional, da, a pacientului. Inclusiv cu
conectarea acolo a camerelor video, deci pot să vadă și orice mișcare, sau nu neapărat seama. Și pacientul poate apela la medic prin are telecomandă, e vine la munte prin ordinatorul și reacționează urgența. Dar în caz, îi se face la orice parte. Asta e peste tot, trebuie să fie la oricare parte pacientului, nu la reanimare, dar este important că iau acces la monitor de testare pe care de urmă și atunci vă vedea de asemenea, pentru toate spitalele mari, care au în jur de 300 de 400 de spitale mari.
59, un aparat radiograf care face numai. Da, permite diagnosticat aparatul intestinal. Cea mai importantă chestie este mobil, masa imobilă. Da. Orizontal, vertical, sub unghi și cu fixatoare respective. Și o protecție locată. De asemenea, am mai asigurat anterior cu aparatul radiologic pentru traumatologie, da, care e doar, care în timpul operației ajută traumatologul ca să vadă cum fixează oasele, cum fixează implantul, dar ei fac aici protezare. Deci e nouă protezare, e și sperăm că o să fac. Crește contractele, fiindcă știți că avem o listă mare de așteptare a oamenilor care sunt de protezare și asta cu aceste echipamente și cu oameni pregătiți, să putem cumva și în teritoriu să mergem mai mult efectuare acestei operații. Și mai reparăm și secția de pediatrie, asta nu e gata. La sfârșitul lunii septembrie. Totuși, să mai propunem o poză aici. Haideți să mai... mai pe mijloc, mai pe mijloc. Hai să scoți un pic mai în spate, vă rog. Mulțumim! 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 Mulțumim!